stadionul ăsta ridicat în picioare și a fost o ovație de asta lungă și senzațională. Au scris istorie în fotbalul românesc, iar fiecare meci pe care l-au jucat a reprezentat o mică parte din cariera lor de succes. Eram copil, aveam un steag al lui Dinamo, tatăl meu fusese accidentat, fusese ruptură musculară, dar n-a vrut să anunțe reintrarea pe teren, nimeni n-a știut, era chiar înaintea meciului îmbrăcat civil, nimeni nu și-a dat seama. Și în minutul 75, ceva în genul acesta, 80 a intrat, era un meci contra Bacăului, dacă... Nu, Oradea. Mă rog, 4-1 s-a terminat, ai dat gol sau ai participat, da. Dar în momentul în care a văzut lumea că te dezbraci și ești gata să intri pe teren, a fost așa o izbucnire incredibilă de fericire, de urale, de m-au luat și m-au aruncat pe sus, eram în mijlocul lor, efectiv... ceva incredibil. Acele imagini o să-mi rămână în minte toată viața. Stadionul ăsta m-a ridicat în picioare și a fost o ovație de asta lungă și senzațională. Că veneam după accident, știam că lumea mă iubește, nu vreau să mă vadă pe bancă și să strige să intru în teren, așa am stat civil prima repriză, la pauză m-am dus și m-am dezbrăcat și pe urmă m-am încălzit în cabină și până când am apărut pe teren, am început uralele și atunci am intrat. După ce m-am accidentat în acel meci, m-am reaccidentat și pe urmă am decis să plec. Am vrut să rămân cu imagine. Răzvan Lucescu recunoaște că